Cum începem o conversație? Uite ce interesant. Acum, bine, nu știu dacă trebuie să să-ți propui cumva. În carte am deschis mai multe capitole. O conversație depinde unde te duci. O conversație la telefon, o conversație când intri într-un grup care este deja strâns, într-o conversație când te întâlnești cu cineva, într-o conversație cu, de exemplu, intri la un birou, la șeful, la un exemplu. Uite, spre exemplu aici, cum trebuie să procedăm? Care are ușa deschisă și eu cum să procedez. Îl saluți, nu-l saluți, el este dispus să primească salut la toată lumea care trece prin ușă. Sunt mai multe capitole. Dar există o regulă specială, spre exemplu, când vreau să intru la șeful meu, bine că n-am șef. Să te gândești înainte, deci trebuie să fii foarte atent dacă să intri sau nu. Te uiți dacă deranjezi, e deschis să mă primească sau dacă are de lucru, nu intru. Mai bine nu intru. Dacă nu există ușă, stai un pic în ușă. Reflectezi. În ușa aceea care nu există, în tocul de la ușă. Îi vezi reacția până și te vede, pentru că el, să te vadă, să observe. Până te vede, da, până te vede și să aibă contact cu tine, că poate el este în lumea lui, în filmul lui, poate el face ceva foarte benefic pentru el, poate el trebuie să memoreze ceva, poate are niște task-uri, copy-paste, ceva deschis, poate nu vrea să fie întrerupt chiar în acele momente. Da, și da. Sunt foarte mulți oameni care trec și auzi și trec mai departe și celălalt se uită și este distras.